Sunteți reprezentantul minorității rutene în Parlamentul României. Unde sunt așezați cei mai mulți reprezentanți ai acestei minorități? Cele mai mari comunități istorice de ruteni din România sunt în Bucovina și în Maramureș. Acestea sunt regiunile istorice, leagănul rutenilor din România, două leagăne au ruteni în România, în Maramureș și în Bucovina. Dar de-a lungul timpului sunt așezate în cam toate regiunile țării comunități importante de ruteni. Veniți în aceste două regiuni. În Banat sunt comunități importante de ruteni, în Muntenia, în București, dar, așa cum spuneam, istoric sunt în Maramureș. Maramureș și Bucovina. Din punct de vedere religios, cărei biserici aparțin, vă întreb, pentru că am observat că minoritatea bulgară, surprinzător pentru mine cel puțin, parțial este catolică, parțial este ortodoxă. Da, rutenii au fost în proporție de 99% greco-catolici. La 1918 erau înregistrați, erau recenzați în România peste 100.000 de ruteni greco-catolici în Bucovina și în Maramureș. Dar, din păcate, după cel de-al doilea război mondial, după interzicerea bisericii greco-catolice, rutenii n-au mai avut voie să-și manifeste credința, nici măcar etnia, și practic au fost șterși din cartea de istorie până la 1989. Dar, istoric, prima biserică greco-catolică a fost Biserica Greco-Catolică Ruteană, înființată la Brest, și mai apoi, 100 de ani mai târziu, a apărut și Biserica Greco-Catolică Românească din Transilvania. Ambele biserici greco-catolice, biserici ortodoxe unite cu Roma, au ajutat cele două etnii, etnia ruteană și românii din Transilvania, să-și păstreze identitatea națională și religia și obiceiurile religioase în proporție de 90%, cu, hai să spunem, această mică acceptare sau acest mic compromis politic de acceptare a unirii și suverenității papei. Având în vedere că majoritatea locuitorilor care fac parte din această etnie sunt așezați în nordul țării, care sunt principalele lor probleme pe care le-ați identificat mergând la biroul parlamentar? Acum, problemele le putem împărți în două categorii. Problemele social-administrative, care sunt identice cu cele ale populației majoritare și care depind sau nu depind de un parlamentar, și, bineînțeles, problemele etnice, culturale, religioase, care intră și în sfera de activitate a Uniunii. În ceea ce privește problemele sociale-administrative, unele probleme le pot rezolva prin proiecte legislative sau prin interpelări parlamentare, altele nu și trebuie sesizate celor competenți. Vezi primărie sau vezi Consiliul Județean sau eventual ministere. Deci sunt la birourile parlamentare vin cetățeni cu toate problemele. Ei nu fac distinția dacă trebuie să rezolve primarul sau deputatul sau președintele Consiliului Județean. Ei vin cu problema unde au acces cel mai facil și după aceea văd ei ce răspuns primesc de acolo. Dar toate tipurile de probleme ajung la noi, la birourile parlamentarilor, implicit și la mine, și încercăm pe cât se poate să le răspundem oamenilor. Fie că putem rezolva problema, fie că nu se poate rezolva și îi trimitem acolo unde se poate rezolva problema. Din punct de vedere lingvistic, cărei familii aparține limba ruteană? Lingvistic aparține, limba ruteană este o limbă slavă și se aseamănă foarte mult cu limba slavonă vorbită în biserică, doar că, așa cum spuneam, după al doilea război mondial n-au mai existat în România cele 600-800 de școli împreună cu Basarabia de limbă ruteană, n-a mai existat Biserica Greco-Catolică Ruteană. Practic, această limbă s-a pierdut și s-a pierdut și din cauza faptului că și în celelalte țări slave, în Ucraina, în atunci nou înființată, în Slovacia, în Cehia, în Serbia, în Polonia, țări unde sunt comunități importante de ruteni, ei fiind interziși și nevoiți să se transfere la altă ramură de limbă slavă, practic limba s-a pierdut și nu a existat o codificare uniformă a rutenilor din toate aceste țări. Acum, astăzi, Congresul Mondial al Rutenilor, forul care unește sub umbrela sa rutenii din toate țările, inclusiv diaspora din Statele Unite și Canada, încearcă să facă o codificare uniformă a limbii rutene și a dialectelor de ruteană vorbite în toate aceste foste țări sovietice, unde sunt sovietice și din blocul comunist de după Cortina de Fier, unde au existat și există în continuare comunități importante de ruteni. Care sunt alte elemente de identitate
pe care le aveți, având în vedere că deocamdată limba nu mai este un element de identitate. Religia a fost un element de identitate. Limba este un element de identitate pentru că sunt dialecte vorbite strict în acele zone. În Podcarpatska Rusă, de acolo, în Maramureș și în Bucovina la noi, în zona Preșov, Medzila Borțe, în Slovacia. Deci sunt elemente care se identifică clar acea comunitate cu limba. Portul tradițional, cântecele, obiceiurile de Crăciun, toate acestea împreună creează elementele de identificare a comunității rutene și mare parte dintre ele comune i-au făcut pe ruteni să se adune după 1989 în Congresul Mondial al Rutenilor. Organizațiile rutenilor din aceste țări sunt toate membre în acest congres și încearcă să găsească numitor comun acolo unde este cazul. De cele mai multe ori, în ceea ce privește, de exemplu, cântecele de petrecere, cântecele la diferite evenimente din viața cotidiană, la botez, la nuntă, la mormântări. Toate aceste tradiții se aseamănă foarte mult și am descoperit că nu a fost nevoie de, în perioada aceea comunistă neagră, de tristă amintire, n-a fost nevoie de comunicarea pe care o avem astăzi, ca ele să se păstreze și să fie identice. Bucuria a fost foarte mare când a început relația și colaborarea organizațiilor în Consiliul Mondial al Rutenilor, iar în ceea ce singurul aspect unde hai să zicem că poate nu s-a identificat un numitor comun și orgoliu este, cred că, de vină, este acela al unei codificări unice. Multe țări unde sunt rutenii astăzi sunt țări de limbă slavă, vorbitoare de limbă slavă. Și acolo influențele sunt majore, în Polonia poloneză, în Ucraina ucraineană, în Slovacia slovacă, în Serbia sârbă, în Croația croată. Influențele fiind mari față de România în ceea ce privește limba care se vorbește, limba oficială din țara respectivă, fiecare își dorește ca acel tip de codificare să fie cel oficial, dar în afară de acest mic aspect tehnic, să spun așa, elementele de identificare sunt în proporție de 90% comune. Aveți copii, ei învață în școli. Există manuale, există ore speciale de limbă ruteană? Din păcate, așa cum spuneam, astăzi nu mai avem nicio școală de limbă ruteană, în condițiile în care în cartea scrisă de istoricul Ioan Nistor, undeva în preajma primului război mondial, în România erau între 600 și 800 de școli de limbă ruteană. Trecerea spre comunism și mai apoi interzicerea Bisericii Greco-Catolice și desfințarea școlilor a făcut ca tot ceea ce înseamnă limbă, abecedar și așa mai departe, totul să se piardă și treptat după ce a fost o perioadă în care n-au existat nici doritorii de a se înscrie la școlile de limbă ucraineană, cu forța undeva spre finalul anilor 50, început de anii 60, au început să meargă rutenii care erau trecuți, recenzați ca și ucraineni atunci la acea vreme, să înceapă să frecventeze școlile de limbă ucraineană, pentru că altfel s-ar fi pierdut de tot limba și tradiția. Și astăzi avem școli de limbă ucraineană, dar din păcate nu mai avem școli de limbă ruteană cu predare în limba maternă. Care sunt personalitățile culturale trecute, prezente, pe care vi le revendicați? Personalități sunt multe, așa cum spuneam, au fost și parlamentari în Maramureș, sunt două personalități importante pe care noi le folosim în materialele pe care le avem pentru printuri, pentru evenimente, pentru denumirea diferitelor sedii pe care le avem. Este episcopul Iuliu Firțac, un episcop de Muncaceu, tot Maramureșul rutean ținea la acea vreme de episcopia greco-catolică de Muncaceu și ceea ce a făcut episcopul Iuliu Firțac pentru rutenii din Maramureș a fost deosebit. Sunt astăzi cred că 10 clădiri care au fost construite în Sighet, printre care un internat de fete, un liceu, cantină, toate acelea au fost făcute de Episcopia Greco-Catolică sub coordonarea episcopului Iuliu Firțac. Deci pentru toate acestea este foarte important. El a fost și membru în dieta de la Viena, o personalitate marcantă a comunității rutene și o altă personalitate importantă pentru
rutenii de predudineni, o personalitate importantă din timpul Revoluției Pașoptiste de 1848, este Alexandru Duhnovici, un învățător și preot, un dascăl și, dascăl și preot, care este primul portrapel al mișcării de emancipare națională a rutenilor, așa cum au fost acele mișcări în, în acea perioadă, și de aceea a rămas o persoană emblematică în istoria rutenilor din toate țările comuniste. Minoritățile susțin guvernul. Aveți vreo linie în acest sens pentru minorități? Ideea care se cristaliza era aceea de a nu ne implica în, în moțiunea de cenzură, nu ne-am implicat nici în semnarea ei și implicit nici, nici în votul ei, deci nu știu să fie colegi care să-și fie afirmat clar și răspicat dorința de a vota o moțiune de cenzură. Acum eu vă spun sincer că de la începutul primului mandat pe care l-am avut în 2016 în Parlamentul României am fost adeptul la neimplicării în, în astfel de bătălii politice, pentru că de cele mai multe ori moțiunea de cenzură, acest instrument este folosit ca o bătălie politică între partidele parlamentare și n-am fost adeptul acestei implicări și de această dată sunt tot pe aceeași linie. Nu văd motive pentru care să ne implicăm în această bătălie. Mai mult decât atât, este o situație care teoretic, matematic, trebuie să facă votul nostru ca neglijabil.